A fost o posibilitate pentru noi de a ne face reclamă, pentru că de când a început competiția sau de dinainte competiție, gândurile pe care le-am transmis sportivilor au fost acelea de a profita de orice șansă în așa fel încât să ajungem la Final Four, pentru că știam din experiența personală ca antrenor la Focșani și la Constanța cam ce înseamnă această competiție. Pentru că datorită implicării federației și a sponsorului principal, Fancuier, competiția a căpătat o altă importanță și e o modalitate de a ne face cunoscuți și acest lucru l-am realizat și în acest sezon. Suntem foarte bucuroși de faptul că am ajuns în Final Four. Ne asociem numele ca și echipă, ca și club, pe lângă niște forțe ale handbalului trecut, prezent și probabil viitor. Sunt echipe ca Dinamo București, Steaua București și Dobrogea sunt Constanța, care în ultimii ani au dominat handbalul autohton la nivelul la care suntem, dar oricum e clar că sunt nume importante în sportul acesta și să fim și noi ca prezență, cel puțin la Final Four, CSM Bacău, e o mare mândrie și o încununare a muncii din această perioadă. Noi ne-am gândit înainte toate la Final Four, da? Suntem aici și clar, oricare dintre adversari ar fi fost la fel de puternic. Și pentru că noi suntem echipa care a terminat pe locul 11 acest sezon, Dinamo echipa care a terminat pe locul 1, au toate argumentele să se gândească poate la diferența de scor cu care vor câștiga. Noi știm ce avem de făcut în așa fel încât să ne bucurăm de handball înainte de toate și faptul că vom fi în centrul atenției pentru două zile e un lucru extraordinar pentru întregul grup. Ați câștigat ultimul trofeu cu Constanța. Șansa a fost să fiu în acel moment la Constanța, într-un grup foarte bun și am niște amintiri legate de această competiție. Știu ce se poate întâmpla într-o astfel de competiție și faptul că va fi permis accesul publicului pentru aceste două zile este un lucru extraordinar, pentru că emoția din teren va fi puțin diferită după o pauză atât de lungă fără spectatori. A fost destul de complicat, dar faptul că sunt băcăuan înainte de toate m-a ajutat în a intra în acest grup și le mulțumesc celor care s-au gândit la mine în acel moment. Echipa a avut un parcurs bun pentru că un clasament intermediar ne clasează pe locul 7 la finalul celor 18 etape în care am lucrat împreună. Parcursul a fost foarte bun și dacă am fi câștigat poate un meci, două din cele cu adevărat unde am pornit favoriți, probabil că am fi terminat fără a participa la baraj, dar n-am reușit lucrul acesta, ne-am adaptat din mers, suntem bucuroși că vom avea echipă în Liga Națională și sezonul viitor și așteptăm cu mare nerăbdare să jucăm în fața propriilor suporteri, pentru că știm cât de pasionați și pasionali sunt atunci când jucăm în sala sportului din Bacău și ne dorim să ne bucurăm împreună cu ei de victoriile pe care le vom obține. Generația cu care am participat a fost penultima, pentru că în 2011 a mai fost o participare la campionatul mondial. Da, sunt iarăși lucruri care ne motivează și transmitem jucătorilor pe care antrenăm aceste momente, pentru că și genul acesta de competiție, da, noi am început competiția luni, o terminăm duminică, exact ca la un turneu final de competiție majoră. Lucrul acesta e un antrenament pentru cei care își vor dori sau vor putea participa la turnee de genul acesta, pentru că e vorba de felul în care reușesc să se recupereze din punct de vedere mental, pentru că toate energiile mentale sunt la maximum într-un anumit meci, este foarte important să ai capacitatea de a te recupera și e posibil să ne ajute genul acesta de competiție sau perioada pe care am traversat-o cu toții cu turnee în diferite perioade. Important e să muncim, să fim consecvenți în ceea ce facem și la un moment dat vom reuși să ajungem acolo. Sunt anumite zvonuri vis-a-vis de anumite schimbări care vor fi la echipa națională. Nu sunt rele deloc, așteptăm doar ca lucrul acesta să implementeze și la nivel de copii, în așa fel încât să fie o emulație poate și mai mare ca acum. Sau, ok, la 13-14 ani e simplu, copiii sunt într-adevăr ancorați, dar e important ce se întâmplă când ajung la majorat, pentru că acolo sita cerne și sportivii sunt din ce în ce mai puțini. Bucuria, împlinirea e la cote maxime. Am dat cam tot ce aveam noi mai bun la momentul ăsta și a ieșit bine. Ne bucurăm mult pentru rezultatul obținut și încercăm de acum să facem în continuare meciuri bune pentru ce a mai rămas. Vă dați seama, jucăm cu campioana în titră. Nu mai are nevoie de nicio recomandare, ca să zic așa.
o să fie un meci dificil pentru noi. Noi ne jucăm șansa și vedem ce iese la urmă. Unitatea grupului, să zic așa, ne-a ajutat foarte mult în momentele dificile și cred că și de acum încolo asta va fi cuvântul de ordine în sânul echipei noastre. Ne dorim să fim fiecare unul pentru celălalt. Vrem să îi facem fericiți, ca să zic așa. Sunt convins că la momentul ăsta toată lumea care ne urmărește, ne susține, este alături de noi, se bucură de rezultatul de ieri, dar ne dorim pe cât posibil să-i facem și mai fericiți în sensul ăsta. Da, e o perioadă mai dificilă, ca să zic așa. Cred că cine s-a adaptat mai rapid a avut de câștigat. Din păcate, pentru noi debutul a fost dezastros, dar spre final, să zic așa, am reușit să o scoatem la capăt. Da, au fost ceva meciuri pe care le-am pierdut la Masa Verde și vă dați seama după aia, după perioada asta în care, să zicem, ne-am reabilitat. Era dificil să ți intri în formă direct, adică din pat practic veneai la terenul de handbal. Am suferit mult la capitolul ăsta, dar pe parcurs eu zic că am reușit cu brio să ne ridicăm la nivelul ligii naționale. La momentul acela toată lumea ne dădea ca și retrogradați, nu știu, vecini, prieteni, colegi, etc. Dar noi ne-am jucat șansa, am luptat până la capăt, am avut o perioadă bună în care, să zicem, am scos rezultate cu echipe valoroase din campionat și ne bucurăm pentru asta. Ce să zic, e un adversar super, super din toate punctele de vedere. Stăm să ne gândim, au cam 2-3 jucători pe fiecare post care poate să suplinească la orice moment. Adică nu știu dacă s-ar putea vedea o diferență în momentul în care se schimbă liniile. Bineînțeles, bineînțeles. Eu zic că, mai ales dacă se va da drumul la spectatori, atmosfera e fenomenală, parcă sălile sunt triste așa fără spectatori și ei chiar merită. Și pentru publicul pe care l-au la fiecare meci. Merită, merită. Da, într-adevăr, un sezon bun, un sezon în care am câștigat din nou campionatul României. Sperăm să ne îndeplinim și acest obiectiv, care este de cucerirea trofeului. Dar avem mâine un meci foarte important cu Bacău, o echipă ambițioasă care se pare că este în formă, a câștigat la o diferență destul de mare cu Minaur Baia Mare. Vrem să o luăm pas cu pas, mâine semifinala și după aceea vom vedea cu cine vom juca finala. Da, sună bine. În ultimul timp derbiul acesta de tradiție nu a ținut cont de locul în clasament și orgoliile celor două cluburi sunt foarte mari și tot timpul au ieșit meciuri echilibrate, dar și Constanța este o rivală a lui Dinamo care își dorește să ne învingă. Anul ăsta chiar a fost singura echipă care ne-a învins. Indiferent cu cine vom juca, important este să jucăm finala mare. Într-adevăr, a fost un sezon greu, atipic, cu turnee de sală, cu multe cantonamente, mult plecat din București. Sigur că pentru a cuceri și acest trofeu trebuie să fim concentrați. S-a instalat o stare de oboseală, dar sper ca spiritul de luptător, așa cum îi știu eu pe jucătorii mei, va depăși această stare de oboseală și vom face două meciuri foarte bune. Așteptăm, sunt un an și 4 luni de când a început această pandemie și ne-a blocat competiția și în același timp susținătorii, suporterii, și ar fi extraordinar, chiar ar fi un lucru fantastic dacă
Mâine în sala polivalentă ar veni și suporterii. Dinamo are și un public foarte atașat de club, de această echipă, care a adus foarte multe satisfacții suporterilor și cu siguranță 25% din capacitatea sălii polivalente ar fi insuficient numai pentru suporterii noștri, dar ținând cont că jucăm cu o altă echipă, probabil că avem drepturi egale. De când nimic, mai bine și așa, pentru că suporterii și atmosfera care se creează în tribună dă adrenalină sportivilor. Da, sperăm, am sperat și anul trecut și nu am reușit și anul ăsta sperăm, avem un coeficient foarte bun, am ajuns pe locul 10 în ierarhia națiunilor și sper ca anul ăsta să fim răsplătiți cu participare în Liga Campionilor. Să știți că da, într-adevăr, când am început acest an competițional, am avut un lot foarte numeros, dar pe parcurs au apărut foarte multe accidentări, foarte multe probleme și am ajuns ca să avem 16 jucători, cei care îi înscriem pe foaie să fie și singurii care sunt apți de joc. Deci avem foarte multe accidentări, chiar operații și ne-a tras un pic în jos aceste accidentări pentru că n-am putut tot timpul să aliniem cea mai bună formulă. Dinamo tot timpul și-a creat un plan pe termen mediu și lung și suntem în acest proiect. De la an la an am îmbunătățit lotul. Sper la anul să fim și mai puternici și dacă vom intra în normalitate și vom juca meciurile pe teren propriu, tur-retur, sunt convins cu sprijinul suporterilor că vom fi mai puternici. Este un trofeu, jucăm pentru un trofeu pe care ne-l dorim. Am mai câștigat la începutul sezonului inedit, putem spune, pentru ceea ce s-a întâmplat în România, pentru că am mai câștigat într-un singur meci, am câștigat și Supercupa și Cupa României, dar ne dorim foarte mult și acest trofeu pentru a confirma, dacă se mai poate încă o dată, supremația echipei Dinamo. Obiectivul nostru de la începutul campionatului a fost să facem eventul, dar fiind un an mai special din cauza pandemiei de coronavirus, avem ocazia să cucerim cupa de două ori într-un sezon, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică noi am câștigat prima dată cupa pentru sezonul trecut, într-adevăr, în septembrie, când deja începusem campionatul și acum avem ocazia pentru sezonul actual să mai câștigăm o dată cupa, ceea ce mie mi se pare extraordinar. It's normal, all the time Dinamo we play with the old trophy in Romania. I hope we win this cup. After when first year we win Super Cup and the cup from last year. Two trophy and champion 3, maybe tomorrow we win this trophy number 4 on this year. Sincer să fiu, mie mi s-a părut cel mai dificil sezon de când fac handball. Din cauza programului neclar, din cauza turneelor de sală pe care le-am disputat, încărcătura a fost extrem de mare. Nu am avut timp de refacere după meciuri față de perioada în care jucam din 7 în 7 zile, iar acest sezon consider că a fost un sezon dificil și prin
complicațiile apărute în urma cazurilor de COVID, accidentărilor mult mai dese și noi am avut destul de mulți accidentați în acest sezon și atunci cred că faptul că am reușit să câștigăm campionatul e extraordinar. Yes, very different because everybody you know in this corona and without spectator and we have all the time tournament is not we don't play every week one game, we play four or five game in the week. It's very hard but we win this champion is special one. Nu putem să spunem neapărat că suntem mai puternici. Surprizele le putem face doar noi, nu adversarii. Dinamo este o echipă foarte puternică, cu jucători foarte valoroși, iar echipele pe care le întâlnim întotdeauna vor da 100%, dacă nu chiar mai mult, pentru a bate campioana. E ceva normal, dar nu ne putem speria decât de noi, de evoluția noastră pe care o avem într-un meci, de ziua, putem să avem și o zi mai grea, dar având în vedere valoarea lotului, nu cred că nu va trebui să avem probleme. Cupa României e o competiție imprevizibilă. Ați văzut și rezultatele de ieri, de exemplu. Steaua a reușit să scoată pe Turda, cu toate că în clasament a fost în spatele lor. Bacău au reușit să scoată pe Minaur, deci nu putem zice că există un adversar mai facil sau un adversar mai redutabil. Cupa este o șansă ca orice echipă să intre în cupele europene, de exemplu Bacău și Steaua au această posibilitate cu ajutorul cupei și de asemenea cupa reprezintă o modalitate extraordinară de a salva în ghilimele un sezon. Noi nu vrem să dăm această șansă niciunei echipe și ne dorim să câștigăm și acest trofeu. Yes, Steaua constant and Bacău in this cup. If you lose, you go out in this tournament. And this cup is hard, every time is hard. Every time you have a surprise, you see Bacău, you win Baia Mare, you see Steaua, you win yesterday you win Turda. It's very hard, the cup is not the same champion, it's not the same. This cup is all time is different. Ne dorim foarte mult, așteptăm acest lucru de un an de zile și cu siguranță și spectatorii își doresc să fie alături de noi și suporterii Dinamo, pentru că sunt minunați și știți foarte bine ce înseamnă o sală plină cu suporterii dinamoviști. Iar pentru noi ar fi o satisfacție enormă să ne bucurăm alături de ei dacă vom câștiga acest trofeu. Ar fi după câștigarea trofeelor cea mai bună parte a acestui sezon. De fapt, cred că la egalitate. Pentru mine e o dorință enorm de mare să am fani în tribună la meciurile din Final Four și dacă s-ar reuși realizarea acestor demersuri către ministere, ar fi minunat. It's normal every player you want to spectator, you know, after one year and a half we play without spectator. I think is better we play with the spectator. Nu vreau să mă gândesc atât de departe pentru că am sperat un an de zile și acum sunt momente în care ne gândim și rămânem în continuare cu acel gust amar. Ce se va întâmpla, nu vrem să mai fim dezamăgiți și nu vrem să mai avem așteptări atât de mari. Dacă va veni acel wild card, va fi binevenit. Cred că este visul oricărui jucător să joace în Champions League. Până la urmă este cea mai puternică competiție și acolo, cum se zice, îți întâlnești idolii. Adică ajungi să joci cu cei mai buni jucători din lume și să te bați cu ei, poate chiar de la egal la egal. Deci ne-am dorit foarte mult să participăm în Champions League. Yes, every player he want to play Champions League. We play before last year. We make good performance and I hope next year we play Champions League. Nu contează. Amândouă sunt echipe foarte puternice. Rămâne eternul derby Steaua Dinamo, care are un farmec aparte, dar și cu Constanța
Știm foarte bine, Constanța a dominat acum câțiva ani, a dominat Hamalul românesc. Rămân în continuare o echipă foarte puternică, cu jucători foarte buni. Dar pentru noi ne interesează de fiecare dată victoria. Nu contează cu cine jucăm. If you want to win the cup, all the trophy, you win all the teams. Asta ne dorim. Dinamo a pus de la an la an, a crescut, a evoluat și cu jucători și cu mai multă experiență. Am jucat și în cupele europene. Cu siguranță vom arăta altfel.